Am luat la cunoștință despre, aș spune, nebunia care a cuprins pe cei din poliție cu privire la salariile de excelență, cum că acestea nu au fost acordate în procentele sau în conturile prevăzute de, de lege pentru anul 2023. Acest lucru a fost declanșat de prietenul meu Emil, care a transmis un mesaj cu argumentele pe care le-a văzut el pe rețele de socializare. Mulți se grăbesc să facă demersuri doar pentru că aud că e vorba de ceva bani, banii de luat din urmă sau pentru majorarea pensiilor. În primul rând, fac precizarea că subiectul ar fi de interes pentru cei care au beneficiat anul trecut de salarii de excelență și nu pentru toți din poliție. Ei bine, am studiat problema, pentru că o parte dintre cei interesați sunt membrii Prolex și pot să le comunic următoarele lucruri. De unde a apărut diferența? Diferența a fost constatată anul acesta că, deși aveau aceleași venituri ca și în a doua jumătate a anului 2023, deodată salariul de excelență este mai mare anul acesta. A, dacă e mai mare anul ăsta, înseamnă că a fost mai mic anul trecut. De ce a fost mai mic? Înseamnă că ne-a păcălit la modul de calcul. Ei bine, sunt mai multe argumente care justifică această situație. Primul și cel mai important este faptul că aceeași ordonanță 168 pe 2022, care a prevăzut creșterea salarială a polițiștilor, dar nu numai a lor, din iunie 2023, prevede la aliniatul 5 următoarele. În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporului, indemnizație, compensație, prime și -a alte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte potrivit legii din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fundul plus, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022. Deci, practic, articolul e destul de clar, ca și alte spori, că nu vorbim doar de sală de excelență, în baza acestui articol s-a menținut pe parcursul anului 2023. În plus de asta, și e valabil doar pentru 2023, dacă chiar dacă nu era acest articol, nu s-ar fi aplicat la valoarea reală, dintr-un motiv de care, de fapt, a fost o excepție în 2023. De regulă bugetul alocat drepturile salariale nu acoperă cheltuielile salariale pe în parcursul întregului an. Dar vine rectificarea bugetară și în chestia asta se completează bugetul. Numai că anul trecut nu s-a făcut rectificare bugetară și s-au alocat bani din alte surse și atunci în prevederea care este perpetuă în orice lege a bugetului de încadrare în cheltuielile bugetare ar fi activat uh, articolele din Ordonanța de Urgență 69 din 2010, unde stabilesc niște măsuri uh, pentru încadrarea în cheltuielile bugetare. Uh, Una dintre măsuri era ca să reducă cuantumul uh, sporilor care sunt în procente și atunci uh, s-ar fi încadrată în cheltuiele bugetare, fie prin reducerea sporurilor, fie prin majorarea lor, de exemplu, dacă a crescut baza, doar în limita fondurilor alocate. Deci, cu alte cuvinte, nu se justifică un proces, nu avem un temei de drept pentru acest tip de acțiune. Noi nu avem o problemă să mergem și pentru o sumă mult mai mică, e vreo de principiu, o sumă care este prevăzută de lege și care nu este acordată. M-am documentat, am vorbit inclusiv la minister să vedem care a fost gândirea lor sau explicația lor și ea coincide de altfel cu poziția noastră pentru că, de fapt, ea este inspirată din cadrul legal. Vă mulțumesc pentru atenție!